Honoré de Balzac. Moartea ne omoară o singură dată, fricile în fiecare zi. Gloria este un egoism divinizat. Cel mai mult greșim prin ceea ce lăsăm să fie greșit în mintea noastră. Oare nu toți am luat, mai mult sau mai puțin, dorințele noastre drept realități? Conștiința noastră e un judecător ce nu dă greș, atâta timp cât n-am ucis-o încă. Dragostea e o poezie care sună bine, dar n-are înțeles. Lăcomia tuturor este paznicul cel mai vigilent împotriva lăcomiei unui singur ins. Nu se poate ca femeia să nu urască pe bărbatul în fața căruia este silită să roșească. Egoistul împarte cu alții numai grijile și supărările lui. Orice putere este făcută din răbdare și din timp. Este atât de ușor să-ți bați joc de o femeie îndrăgostită, încât o asemenea faptă este cea mai josnică ticăloșie. Din nenorocire, fericirea înseamnă în aparență ceva absolut și tocmai de aceea se găsesc atâția neghiobi care să se întrebe: ce e fericirea? Plăcerile lumești nu zămislesc decât suferințe. Nu vă veți schimba decât durerele, atâta tot. În orice nenorocire există și ceva beneficii. Afli care ți sunt prietenii. Fericirea unei mame este ca un far, luminând viitorul, dar reflectând totodată trecutul sub forma unor amintiri dragi. Deși sunt atât de diferiți, înțeleptul și bruta sunt cei mai de temut oameni. Ca să se simtă fericiți, părinții trebuie să dea mereu. A da mereu, asta te face să fii tată. Necunoscutul este infinitul obscur și nimic nu este mai atrăgător. Un bărbat e cu adevărat tare numai atunci când își mărturisește slăbiciunea. Cu vremea, meseria începe să semene cu căsătoria. Nu-i mai vezi altceva decât neplăcerile.